Să luăm aminte în vremea aceea, după ce a înviat din morți, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor Săi și le-a zis, pace vouă! Iar ei, spăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd un duh. Și Iisus le-a zis, de ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Deci, încă necrezând ei de bucurie și minunându-se, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Iar ei au dat o bucată de pește frit și dintr-un fagure de miere. Și luând, a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi. Trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile și le-a spus că așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteți martorii acestora și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu. Însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până ce vă veți îmbrăca cu putere. Și i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare și erau în toată vremea în templu lăudând și binecuvântând.